Salutare și fiindcă te zdravă de luni o intrată așa de bine și fiindcă pe canalul nostru deja sunt 200 de abonați, astăzi filmăm un test drive la Land Cruiser 200. Ta-da, mai trebuie. Ca de obicei câteva date pentru cei care nu vor să uite la video este până la urmă. Motorul 4.5, mașina aproape 3 tone, până la 100 în 8.6 secunde, da, și 286 de cai. Și informația pentru fete nu s-a schimbat, totul a rămas mare și negru. Și acum leac mai concret despre motor, este un V8 în 4.5 litri biturbo și dezvoltă 286 de cai, cum și-am spus. Concret este exemplu de motor care este foarte sigur și ele de obicei foarte liber, merg peste 500.000 de km. Unica întrebare care poate să apară după 100.000 este pompa. De obicei e câte o leacă începe a curge după 100.000. Și dacă tot am deschis capotul, vreau să vă arăt unicul minus la mașina asta. Pe că este. Și încă un lucru despre ulei. Dacă voi să-l schimbați, cum spune calculatorul de bord, la 30.000 de km, nu vă speriați dacă o să trebuia să adăugați 800.000 litri, 900.000 litri. Dacă îl schimbați la 10.000, n-aveți probleme. Și acum și țin din insignia asta de 60 de ani de aniversare. Voi să spuneți că asta e pur și simplu marketing. Da, aveți dreptate. Exteriorul brutal al Land Cruiserului după o leacă dușa bărbat. Și acum haideți să ne urcăm în salon. O, și ăsta e atributul necesar pentru așa mașină. În salon, băieți, asta că neșne și wow. Cum spun moldovenii, sunt scancați cei mari. Și acum și ține de completație, aici ai tot ce trebuiește și chiar și o leacă mai mult. Evident că geamurile electrice, asta e ceva normal pentru așa mașină, plus asta noi avem memorie la scaune, climă, sistem audio de la JBL, comenzi pe rul și butonul start-stop. Ce ne-a plăcut cel mai tare la mașina asta, când mergi cu spatele, oglinzile automat se înclină în jos, ca întâmplător să nu cazi cu roata într-o canalizare. Aici, când ești în izolare, fonică nu ca la mine în Mercedes. Și motorul. În scaun te bagă așa, frumușel. Da, băieți. Asta, pur și simplu, nici nu e de redat. La volan, când ești, nu te simți șeful traficului. E prosto super la volan, nici nu știu cum să vă redau toată chestia asta. Parcă ești și într-o mașină mică, dar totodată ești, parcă ești la doilea etaj și vezi, te uiți la toți de sus. Și e mai bună descriere cum ți la volan, ți ca în tank. Numai că în tank cu condiții. Foarte ușor treci toate hopușoarele astea pe zăpadă, nici nu le simte. Când ați crezut marea să-mi cumpăr și eu așa mașină. Da, chiar să vedem cum să ne oprim în mijlocul dealului. Să vedem cum a să pornească ei. Nici nu o simțit. Pur și simplu nu o simțit. Ui șaric. Asta e mașină, nu e pentru fete, înțelegi? Nu e făcut nică finuț așa pentru dânsele. Tot e grubă, tot e sever. Și cunoaște că e mașină bărbătească. Eu deja mă simt că n-am crescut decât pentru așa mașină. Dar tot din vreau.
Поехали. Chiar dacă vine cineva din parte, oricum la volan, la mașină, să îți dau voie tot să treci. Acum, ca de obicei, în două cuvinte pentru cine e mașina asta. Mașina asta, în primul rând, e pentru cei care au de la 40 până la 50.000 de euro în buzunar. Dacă serios, mașina asta e pentru cei care s-au săturat să meargă prin servisuri, pentru că e practic când trebuie să schimbi numai consumabilele. Și există totuși oameni cărora nu le place așa mașină. Și ei sunt posesorii de autoservisuri. Lor nu le place numai că posesorii de Land Cruiser-uri nu sunt clienții lor fideli. Și spre final, vreau să vă rog pe toți cei care încă nu sunteți cu noi să vă abonați la canal, să distribuiți acest video și să băgați cât mai multe like-uri. Vă credeți că like-urile astea ne întrebesc pentru ca YouTube-ul să promoveze mai mult videourile mele și să le vadă cât mai multe lume? Nu, pur și simplu eu colecționez like-uri. Și de asemenea vă stă la dispoziție grupul meu pe Facebook și Instagram. Paca! Și zgrăiesc! Eu la tot m-am gândit în afară de la text. Salutare! Și fiindcă pe canal deja suntem 200, astăzi la test avem un Land Cruiser. 200. Мы начинаем КВН. Для чего? Для чего? Кто с обсервит, так я вас массу еще зафур. Интерьер брутал, а Land Cruiser лует кмо оляк от душа барбат. От душа Путина. Вину-ка. Și iar în busul meu. Hai, Johnny, nu mai trebuie trist, ne trist.